Știu că nu aveți timp în clinică, dar haideți să facem o recapitulare să vedeți cât de ușor puteți să vindecați toate ulcerele corneene. Și pornim așa, de la ulcerul cornean superficial la cățel. Îmi trebuie floxal și, bineînțeles, acetilcisteină. Iar în momentul în care ulcerul are o suprafață mai mare, voi adăuga în administrarea locală Anhypro de 3-4 ori pe zi. Neapărat, testul cu fluoresceină se reface la 7 zile, deci recontrolul este la 7 zile. Dacă vorbesc despre pisică, schimb întotdeauna acest floxal cu cloranfenicol. Colirul cu cloranfenicol are dezavantajul că trebuie să fie menținut la frigider. Cloranfenicolul, apoi acetilcisteina și Anhypro. Tot aceeași administrare de 3-4 ori pe zi cu recontrol la 7 zile. În momentul în care vorbesc despre un tratament al ulcerului cornean profund sau indolent, respect floxalul, cloranfenicolul pentru pisica, acetilcisteina și Anhypro, dar trebuie să adaug în medicație doxiciclina sistemic. În clinica dumneavoastră mai trebuie să aveți două produse, pe care din păcate nu le fabrică nimeni în România, tacrolimusul, colirul cu tacrolimus, același dezavantaj că trebuie să fie menținut la frigider. Colirul cu tacrolimus pentru keratoconjunctivita psică și pentru keratita pigmentară, iar când vorbesc despre cealaltă patologie de la pisică, keratita eosinofilică a pisicii, neapărat îmi trebuie în tratament prednisolon. Și panusul și keratita superficială cronică a pisicii se tratează cu prednisolon și cu tacrolimus. Și bineînțeles că mai trebuie să vorbim și despre tratamentul glaucomului. Întotdeauna folosesc sifitan în glaucomul secundar luxației posterioare de cristalin. Dar și sifitanul și dorzoptul sunt medicații care îmi provoacă o scădere dramatică a lacrimilor. De aceea eu trebuie să administrez după fiecare tratament o lacrimă artificială. Claromedul merge foarte bine. Sau Anhypro. Dar întotdeauna asociez tratamentul pentru glaucom, sifitanul cu dorzoptul și cu o lacrimă artificială. Cam atât. Simplu, nu? Gata. Un produs pe care îl importă Vet Pharma Distribution, care este excepțional cu celule STEM, vorbind despre Vetrix, este un colir care este preparat din celule STEM. Ce trebuie să știți despre el? Trebuie menținut la frigider după ce se face reconstrucția acestei suspensii, dar nu folosiți celulele STEM în ulcerele corneene profunde sau superficiale când nu este vascularizație. Le folosiți degeaba. Nu scrie în prospect nicăieri, nu există studii, dar am văzut din cazurile pe care noi le-am tratat că nu merge niciodată colirul cu celulele STEM pe ulcere indolente debridate, de exemplu. Dacă este un ulcer indolent debridat și vascularizat, se vindecă foarte bine. Același lucru am observat, nu folosesc, dar folosesc colegii mei, folosesc scleraplicul fix cum este scris în prospect, adică o dată la 3 zile, pe orice fel de ulcere. Țineți minte, și scleraplicul și Vetrixul trebuie să-l administrați în faza de vascularizație a ulcerelor. Gata!